Dar domnul Ciucă a sperat probabil că o să reușească într-un fel sau altul să ajungă măcar la două cifre. Dar vedem că, deși s-au pompat milioane de euro în campania dânsului, deși invocă constant acest număr de primari pe care îl are PNL-ul, de parcă i-ar lua la sub braț pe toți alegătorii și l-ar vota toți așa cu domnul Ciucă înainte, nu reușește efectiv să depășească procentul de 6-7% pe toate sondajele. E puțin, sondaje, doamnă, mai puneți, vă rog. E puțin 6-7%. Nu știu, nu cred că mai e valabil. Din păcate. Da, dar domnul Buzăianu nu acceptă procentul ăsta. Mi se pare prea puțin, totuși o să vedeți că lucrurile... Domnul Nistor, cum vedeți dumneavoastră această teză pe care am elaborat-o aici? Domnul Buzăianu, hai să o luăm încet. În primul rând, i-aș propune doamnei Stoica, da, cu care viața face să ne întâlnim în tot felul de emisiuni de televiziune cu frecvență spectaculoasă, i-aș propune să își mai diversifice vocabularul. Că povestea aia cu luatul la sub braț, am auzit-o de mi s-a acrit deja din gura doamnei Stoica și nu numai a domniei sale, și altor colegi de partid. Deci, măcar modalitatea de comunicare să fie puțin... mai, nu știu cum să zic, diversificat, mai... asta... Lucrurile sunt clare. Noi aici avem un partid care a luat la alegerile locale, la alegerile pentru consiliile generale, deci pe vot politic 27%, și un partid care a luat în alianță cu încă două 8%. Dar eu nu vreau să continue această dezbatere în jurul bătăliei imaginare între Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. Nu cred că îl folosește nimănui și cel mai timp îi folosește doamnei Stoica și colegilor de partid ai domniei sale. Deci nu cred că asta este productivă. Eu cred că dacă prin mintea și sufletul colegilor de la Uniunea Salvați România trece necesitatea creierii unei alianțe de dreapta, ar fi momentul să-și nuanțeze discursul electoral. În ceea ce privește proiecția pe care domnul Buzăianu a încercat-o mai devreme, domnule Zafir, cu toată prietenia și considerația, vă spun că sunteți, după criteriile mele, într-o eroare fundamentală. Spuneți-mi de ce. Și am să vă spun imediat și de ce cred eu că domnul Buzăianu are dreptate. Vă rog. În primul rând, pentru că Partidul Național Liberal a primăvara asta, de nedracului de sondaje, că știm cu toții că sunt manipulate, inventate, scrise pe colți de masă, în bucătărie, știm cu toții chestia. Da. Ne facem că nu știm. Dincolo de sondaje, ultimele alegeri politice, fără alianță PNL-PSD, ba chiar cu măcel PNL-PSD în multe localități din țara asta, așa, ne-au adus pe noi la 29%, între 27, bine, 28%, nu știu, da, acolo, oricum peste 27%. Da. Și a doua ofertă de discuție, dacă vreți, pe care vă fac, imaginați-vă pentru o clipă, pentru că nu este deloc de imposibil, imaginați-vă un alt scenariu, încă și mai contondent decât cel al domnului Buzăianu. Care ar fi acest? Imaginați-vă că nu intră domnul Ciolacu în turul 2. Da, pot să-mi imaginez și că finala va fi între Ludovic Orban și Cristian Diaconescu. Nu, limitele imaginației mele nu sunt foarte ferme. Dar mi-ați vorbit despre scorul PNL. Explicați-mi, vă rog, continuându-vă raționamentul, cum o alianță care a obținut 8% la alegerile europarlamentare va obține acum separat 20%. Ca să-i validăm într-un totul raționamentul domnului Buzăianu. Despre care vorbiți, păi, adică calculele erau așa. Domnule profesor, calculele erau următoarele. 25% PNL, știu bine, știu 15% bine. USR, 5% Forța Dreptei PMP. Deci 20% din fostul ADU, 2%. Dacă ne întrebați pe prietenul meu, Ludovic Orban, în clipa asta, așa, o să vă spună că el crede că ei obțin 7%. Ei, alianța partidului domniei sale, Forța Dreptei, cu PMP-ul. Ceea ce, după criteriile mele, nu e imposibil.
7%. Sunt convins că partidul doamnei Stoica va avea cu mult mai mult decât 8%. Și cam cât va avea? Estimarea de 15% mie mi se pare corectă. Iar Partidul Național Liberal va avea, după criteriile mele... Cât? Iertați-mă. 25% sau chiar mai mult la alegerile parlamentare. Și nu numai că Nicolae Ciucă va intra în turul al doilea, dar Nicolae Ionel Ciucă este viitorul președinte al României. Asta nu este exclus. Asta nu este exclus. Nu, dar pe calculul ăsta cu procente trebuie să întreb pe domnul Humelicu. Dumneavoastră la PSD luați în calcul să nu faceți pragul de 5%? Bună seara. În primul rând vă mulțumim totuși pe orice sondaj făcut. Totuși Partidul Social Democrat este pe primul loc și lucru. Faptul că luând de la procentele pe care le-am avut noi în alegerile locale, cât și europarlamentare, se iau câteva procente și se împart la celelalte partide, e un lucru încurajator pentru cele partidele mici. Cred că e complicat și știu că faceți acest lucru să adunăm, să facem în așa fel încât partea dreaptă pe șichierul politic să se adune. Eu v-am spus că să fie împreună. Deci avem să o atitudine majoritate echilibrată simplă, în emisiune. Foarte echilibrată, credeți-mă, da. Singura problemă este că nu adunate așa nu prea dau 50%, decât doar dacă ceasul domnul Buzeanu luând de la PSD și dând către alte partide. Vreți să vă spun ceva? A făcut un Robin Hoodism. Vreți să vă spun ceva?